Școlile sunt pregătite să se redeschidă în 8 februarie, a anunțat ministrul Educației, iar acest lucru nu este condiționat de vaccinarea cadrelor didactice. Aproape jumătate dintre angajații din sistemul preuniversitar s-au arătat până acum disponibili să se imunizeze. La nivelul Ministerului Educației sunt luate în calcul 3 scenarii pentru redeschiderea școlilor. Fie că vorbim de scenariul deschiderii prioritare pe zone cu rată de infectare mai scăzută, fie că vorbim de scenariul în care vom da prioritate grădinițelor și învățământului primar sau vom da prioritate elevilor din clasa 8-a și a 12-a care au examene naționale sau de alt scenariu sau de o combinație între ele. Deschiderea școlilor la data de 8 februarie este foarte importantă, nu numai pentru revenirea la normalitate, dar este foarte importantă pentru recuperarea pierderilor care au fost suferite pe parcursul acestei perioade din cauza sistemului de predare online. Unii specialiști în sănătate publică susțin că redeschiderea școlilor ar reprezenta o decizie prematură. Ca să putem să revenim la să deschidem școlile, care școlile înseamnă prin definiție rată de interacțiune socială mai crescută, ar trebui să scădem rata de incidență, scădem numărul de cazuri, care nu se întâmplă. Decizia, dacă va fi luată astăzi, va fi una politică, pentru că din perspectiva sănătății publice, în acest moment, cu nivelul de transmitere intracomunitară care îl avem și foarte important, cu felul în care se respectă regulile în școlile și orașele și satele din România, nu cred că este fezabil. Cadrele didactice din România răspund în aceste zile la o întrebare care ar putea influența redeschiderea școlilor. Sunt sau nu de acord să se vaccineze? Datele preliminarii arată că sistemul s-a împărțit în două. Jumătate vrea să se vaccineze, cealaltă mai așteaptă. Termenul pentru raportarea privind disponibilitatea la vaccinare este vineri 15 ianuarie, orele 16. Aproape 50% din personalul din învățământul preuniversitar are disponibilitate de vaccinare și peste 60% din universitar. Nu este un factor care condiționează discuția despre deschiderea școlilor, dar este un factor important în discuția despre deschiderea școlilor. Ceea ce va sta la baza acestei discuții. Ministrul Educației a ținut să precizeze că anul școlar se va încheia, iar examenele se vor ține la datele planificate, cu prezență fizică. Potrivit acestuia, România a avut probleme mai mici cu educația în pandemie decât alte țări.